În acest moment, în primele trei șaloane fotbalistice ale României, adică la cele 136 de formații, peste 50% dintre jucători sunt vaccinați cu schemă completă. Procentul este superior ratei de vaccinare la nivel național, care se află sub 40%. În ceea ce privește staful, respectiv cel tehnic, suport sau medical, procentul este de peste 80%. Mai mult decât atât, sunt 5 formații în total, 2 de Liga a 2 și 3 de Liga a 3, ale căror delegații sunt vaccinate în proporție de 100%. La nivel nivelul Instituției Federației Române de Fotbal 95% dintre angajați sunt vaccinați, iar în cadrul stafurilor tuturor echipelor naționale, procentul este de 100%. În plus, la ultima acțiune a primei reprezentative, procentul jucătorilor vaccinați a fost de aproape 80%. În ceea ce îi privește pe arbitrii din Liga 1, 98,25% este procentul celor vaccinați, adică dintr-un total de 57 de persoane, una singură nu este vaccinată. Aceasta se află însă în perioada cuprinsă între a 15 și a 108 zi de la testarea pozitivă COVID-19. La Liga a doua, dintre cei 87 de arbitri, doar 5 sunt nevaccinați, un procent de 94,25%, iar la Liga a treia, procentul este de 82,07%. Mai exact, sunt 45 de arbitri, dintre cei 251 care nu s-au vaccinat încă. Traversăm din nou o perioadă grea la nivel național, iar în ceea ce privește sportul din România, arenele sportive sunt din nou închise. Trebuie să avem încredere în oamenii de știință. Astfel, de Federația Română de Fotbal face apel către toți practicanții și suporterii fotbalului să urmeze recomandările experților care stau în spatele dezvoltării vaccinului. Vaccinarea este drumul cel mai scurt spre o viață normală, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Referitor la observatorii de arbitrii, dintr-un total de 141 de persoane în toate cele trei eșaloane, 34 încă nu s-au vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2, rezultând un procent de 75,9%.